Dispoziție privind convocarea Consiliului Local, Buciu, în ședință ordinară. Primarul Comunei Buciu, în județul Bacău. În conformitate cu prevederile articolului 133, aliniatul 1, articolul 134, aliniatul 1, litera A și articolul 196, aliniatul 1, litera D, din ordonanța de urgență a Guvernului României, numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificări și completări ulterioare, dispune. Se convoacă Consiliul Local Buciu, ședință publică ordinară în data de 20 aprilie 2022, la sediul Căminului Cultural Buciu. Proiectul ordinii de zi este următorul. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea întocmirii cereri de finanțare pentru proiectul înființare rețea de distribuție gaze naturale în Comuna Buciu, județul Bacău și implementarea acestuia inițiator primarul Comunii. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 5 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 06/05/2015, diminuarea tarifului de la 1414,47 lei pe tonă fără TVA la 994,86 lei tonă fără TVA. Inițiator primarul Comunei. Domnul președinte. Pentru început, să punem la vot procesul verbal de ședința anterioară. Cine este pentru? Abțineri? Mulțumesc. Să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Votat. Domnul primar, vă rog să ne citiți proiectul numărul din ordinea de zi. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții în înființare rețea de distribuție gaze naturale în Comuna Buciu, județul Bacău și implementarea acesteia. Doamne și domnul consilier, în prezent, după cum cunoașteți, în Comuna Buciu nu există un sistem centralizat de alimentare cu gaze naturale și nici sistem centralizat de termoficare. Locuitorii Comunei Buciu, instituțiile publice și agenții economici consumă pentru încălzirea locuințelor și spațiilor în care își desfășoară activitatea combustibil solid, lemne, cărbune, iar prin prepararea carnei făcându-se cu butan, pătură și sau lemne de foc. Din avizul de principiu al Delgaz GDSA, în vederea înființării rețelei de distribuție gaze naturale în Comuna Buciu, pot fi luate în considerare ca alternative de realizare a obiectivului menționat astfel, înființarea rețelei de distribuție gaze naturale în Comuna Buciu, satele Buciu și Lăcăuți, județul Bacău. În această variantă, alimentarea cu gaze naturale al Comunei Buciu se va face pentru o extindere de conductă medie presiune propusă a se realiza cu tubulatură de RTP 100 SDR 11 de 160 cuplată în punctul inițial în conducta de gaze naturale în strada Serilor, în localitatea Unești. Rețeaua de presiune medie realizată cu țeavă de 160 va avea o lungime de 1510 metri cu stație de reglare în măsură predare presiune medie redusă capacitatea de 3000 metri cub pe oră. La capăt, SRM-ul l-a amplasat pe teritoriul localității Răcăuți. Lungimea conductei proiectate pe raza localității Onești, concesiune de gaz grid, este de 1090 metri, DN 160 mm. La limita administrativă a localității Unești cu Comuna Buciu, societatea Delgaz Grid va pune la dispoziția viitorului concesionar depozitul de gaze solicitat la minim 2,7 bar, prin intermediul unui post de măsurare a debitului de gaze. În cazul în care viitorul concesionar al serviciului de distribuție a gazului natural în Comuna Buciu va fi societatea Delgaz Grid, postul de măsurare al debitului de gaze naturale tranzitat nu va fi necesar. Distribuția gazelor naturale în cele două localități se propune a se face din SRM prin intermediul unei rețele radiale din gaze naturale, presiune redusă cu tubulatură pe RDP 100, SDR 100, DE63 până la 200 în lungime totală de 2985 metri și țeavă OIL FIT de la FIT3 la FIT8, lungime 70 metri pentru două subtraversări de pârâu. Amplasarea rețelei de distribuție gaze naturale în presiune redusă se va face pe domeniul public, pe ambele părți în mare parte, de-a lungul drumului DC-124, sensul de mers pe Onești. În cele două localități, Buciu și Răcăuți, amplasarea rețelei de distribuție gaze naturale în presiune redusă se va face pe domeniul public, în lungul străzilor, pe ambele părți sau numai pe o parte, în funcție de amplasarea consumatorului și de tipul carosabilului. Terenul de care se propune realizarea investiției este înregistrat la categorie de folosință străzi sau drumuri comunale.
În cazul rețelei interne de distribuție a gazului în localitățile Bucium și Răcăuți, vecinătățile sunt date de terenul proprietate privată a localnicilor, construcții, locuințe, iar tronsonul de conductă din extravran se învecinează de o parte și de alta cu terenurile agricole. În prezent nu există revendicări sau litigii care ar putea afecta implementarea investiției. Având în vedere cele expuse, consider de importanță majoră pentru comuna Bucium introducerea gazului natural, de pentru care rog analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre. Domnul președinte, domnul președinte. Mulțumesc. Membrii Comisiei Buget Finanțe au studiat acest proiect foarte important pentru comuna noastră și au dat aviz favorabil. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Puteți un proiect foarte important. Îmi scrie la cuvânt. Cine are de spus? Avem ce spune decât că e un proiect foarte bun și foarte binevenit. Cuprins în programul Andrei Salini și în urmă. Poate dă Dumnezeu să plătim finanțare. Vă mulțumesc. Trecem la vot. Cine este pentru? Abținerii potrivit. Votat. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 5 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale în județul Bacău numărul 180/2957 din 06/05/2015, diminuarea tarifului de la 1414,47 lei tonă fără TVA la 994,87 lei tonă fără TVA. Doamne și domnule consilieri, având în vedere contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957/06/05/2015, încheiată cu SECE compania Prestesa, informarea Consiliului Județean Bacău cu privire la studiul privind determinarea compoziției deșeurilor menajere similare și din PC la nivelul județului Bacău, din care reiese faptul că 30% din compoziția deșeurilor municipale reprezintă deșeuri cu potențial valoric ficabil. Adresa ADIS Bacău numărul 3344 din 29.12.2021, transmisă către SECE compania Prestesa, prin care informează operatorul de salubritate despre extinderea programului de colectare din poartă în poartă a deșeurilor municipale reciclabile în toate localitățile situate în mediul rural al județului Bacău și solicită diminuarea tarifelor pentru deșeurile municipale amestecate reciclabile ca urmare a creșterii cantităților de deșeuri municipale reciclabile. Adresa numărul 612 din 23.02.2022, înregistrată la sediul ADIS Bacău cu numărul 850 din 23.02.2022, prin care se cere compania Rompes Service S.A. transmite spre analiză și aprobare modificării tarifelor pentru activitatea de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate reciclabile de la populație, agenții economici și instituții publice. Adresa numărul 738 din 04.03.2022, transmisă de SECE compania Rompes Service S.A., înregistrată la sediul ADIS Bacău cu numărul 961-0703-2022, în care operatorul clarifică aspecte semnalate de către ADIS în calcularea tarifului. Principiul menține echilibrul contractual prevăzut la articolul 25 din legea 101/2006 a Serviciului de Salubrizare a Localităților Republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și la capitolul 11 din contractul de delegare numărul 180/2957 din 06/05/2015, prevederea articolului 16 din ordinul 109/2007, norma metodologică de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activități specifice serviciului de salubrizare privind modalitatea modificărilor tarifelor, luând în considerare faptul că toate unitățile administrative teritoriale, membre ADIS, implicate în acest contract, vor supune ulterior spre aprobare propunerea de modificare a tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate, reciclate de la populație, agenții economici și instituții publice prin hotărâre de Consiliul Local. Am inițiat prezentul de hotărâre prin care am propus modificarea valorii tarifului de recolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate reciclabile de la populație, agenții economici și instituții publice în sensul diminuării acestea de la 1414,47 lei tonă fără TVA la 994,86 lei tonă fără TVA.
Facem precizarea că tariful de 994,86 lei tonă fără TVA se va aplica pentru cantitatea de 6.300 tone pe an. Cantitatea de deșeuri reciclabile programată a fi colectată de către operator după încheierea actului adițional numărul 5. Modificările ce vor subveni ca urmare a aprobării actului adițional numărul 5 se vor aplica anexul contractului numărul 180/2957 din 06/05/2015, care face referire la cantitățile și tarifele pentru deșeurile municipale reciclabile, precum și articolul 14 din contract, referitor la cuantumul garanției de bună execuție. Ținând cont de cele anterior menționate, propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre în formă prezentată. Domnul președinte. Mulțumim, domnule primar. Ce ar fi spus doamna președinte? Trebuie comisiei juridice, au studiat și analizat proiectul și au fost de acord cu cele de proiect. Mulțumesc, doamna președinte. Dacă sunt înscrieri la cuvânt. Cred că e un lucru bun. Acum vreo lună și jumate ne-am întâlnit cu domnul președinte Ivancea și eu am propus ca o dată pe lună, ultima săptămână, mașina care ia gunoiul să ia reciclabil. Acum văd că s-au schimbat, o să dea saș la fiecare și o să vină mașina o dată pe lună să ia bidoane, tot ce reciclabile care sunt. Și cred că e ceva foarte bun, cred că ați văzut la containerele care sunt alea câte trei, pentru hârtie, sticlă și plastic, nu mai aduce fel de mină. Și așa că, sigur, o să fie o comună mai curată, n-ar să mai arunce bidoanele și tot plasticul din alte intersecții, ar să treacă mașina și fiecare scoate sacul la poartă sau cel mai bine ar fi încă o cubelă. Încă o cubelă, da, ar fi una, da, pentru noi menajer o cubelă și încă o cubelă pentru plastic și hârtie care altfel. Da. Le pui în cubelă și dai... E un lucru foarte bun, plus că s-a diminuat tariful. Cu cât se colectează mai mult, reciclabil, scade tariful. E un lucru foarte bun. Da. Responsabilitatea cetățenilor. Ușor, trebuie să ne învățăm cum am fost învățați, să aruncăm unde să vedem, să fim egal cu celorlalți care sunt la un moment dat erau selectate și când venea mașina, le amestecau ei. Am văzut în incinte... Asta e. Acum sper că e un lucru bun, vine mașina, ea nu mai... Nu mai știu că, după cum se vede, da? Da. S-au luat așa măsuri și așa... Domnul președinte, mulțumesc, domnule primar. Dacă mai dorește cineva să spună ceva? Paște fericit. Mulțumim. Sărbători fericite, să fiți sănătoși. Problemele sunt de mult. Și vor mai fi. Numai noi să fim mai calmi. Și sănătoși. Și pace. Nu depinde de noi. Deci, la diversii, Asta a fost. Vă doresc un Paște fericit, tot fericire, cum am zis, bani și pace în țară.